am zis în direcțiune. Colegiul de nota 10, mă bucur că toți 12 preferați să fiți aici la loc. Am să vă rog și pe dumneavoastră să îi ascultați în continuare, pentru că fiecare dintre ei trebuie să dea un interviu ca să vedem dacă vor fi sau nu vor fi selecționați. Mulțumesc! Să înceapă aplauz! Câte semeni aș fi fost și sunt ca director, am preferat ca astăzi să fie o zi cu porțile deschise, așa că dumneavoastră sunteți părtași la această zi porți deschise. Primul microfon. Te rog. Numele meu este Ienușesc Ionuț. Obișnuiesc să-mi spună Albert. Așa. De la pură coincidență cu Einstein. Spun că e o pură coincidență deoarece eu nu sunt Einstein. Da, și ești foarte modest. Sunt peste Einstein, bineînțeles. Inteligența mea aș putea spune că e o 8-a minune a lumii. Pe lângă această inteligență sublimă, mai am și darul de a imita unele personaje. Să spun niște actori foarte mici din România, necunoscuți. Probabil că dumneavoastră publicul nu ați auzit de ei, și anume Florin Piersic. Și ca să vă arăt o bucățică din început, o să prezint. Mă, ești extraordinar! Cu freza așa cum ți-ai dat-o pe spate, semeni cu sobicei, mă! Mi-am adus aminte de filmarea de la Mărgelatul, mă! Mă, aveam costumul ăla de la Mărgelatul, 4 kg avea din piele veritabilă de vițel, mă! Și mă întrebau ăștia, mă, Florine, cum te urci după calmă cu costumul ăla aici? Extraordinar! Stai așa că mi-am să aminte de încă ceva. Dacă nu povestesc, îmi rămâne pe suflet și nu pot să dorm noaptea. Mă, eram în Belgia cu Marga Barbu, mă, și mi-a zis Marga! Stop, mă, Loază! Până la 11 nu terminăm cu interviu. Zi mai departe. Deci, măi, ciocoflende, nu mă mai întrerupe, că uite ce-am zis și... Acum am uitat ce-am vrut să zic. Ai terminat? Nu o să dorm la noapte, zic sigur. Asta e următorul matricol, matricol la noi, numărul 1. Mă numesc Mara Popa. Așa. Ia să-i să pune lumea asta și te vezi cum te vine. Scaunul mai spre porțile deschise, da? Te rog. Studiile care m-au pregătit pentru marele viitor le-am realizat la Colegiul Național Preparantia Dimitrie Țichindeal. Consider că evoluția stă la baza existenței umane, iar fiecare om ar trebui să aibă drept scop în viață cunoașterea întregului. De aceea sunt o persoană însetată după cunoștințe lingvistice în mod special, deși sunt văzută drept o tocilară. Par exemplu, je sais... Mia mamma mi ha adorato un sorriso che nasce anche quando il motivo non c'è. Ich denke also bin ich. Iova, iova. Credo che tutti ați auzit marile cuvinte ale lui Nunjing, ich nisan shigoro kustichi hachi kuju, însemnând în orice cameră fără cărți este precum un cărți. Ah, fără cărți, matricola 1, matricola 1. Matricula 1, te rog, adu-mi o carte din bibliotecă, acum. O carte, am nevoie. Desigur, renumitul citat în limba arabă, Ana Pabictire, Ana Halue, însemnând, cunoașterea este putere, iar eu sunt puternică. Alea lui din Mahmera și din Salamera de Abona Pacar, din arabă, foarte bine. Luază, îmi aduci. Matricula 2. Matricula 2. Ia!
Eu din Elena Diba Birta vin, nu-mi plac ecuațiile cu tangent și sin. Numele meu e Lucaciu Mircea și de mic îmi plăcea să bat mingea. Ci că nu dar de fapt am intrat la balul balurilor. Îmi spui că am 15 ani și sunt mic și termin versul este începând să bag un beat. Asta e foarte bună, latura sensibilă. Da, ați auzit, latura sensibilă. Și cu toate că sunt rocker, adevărul este că Eminescu va fi inspirația mea mereu. Foarte bine, până la ora de română, mulțumim Eminescu. Matricula 4, ia! Bună! Bună seara! Sunt Otilia Mironiu și am venit aici să mă educ. De la colegiul economic am fugit să vin aici rapid. Eu din acest liceu nu vorbim.
până nu mă veți expatria. La exterior sunt rocker. Foarte bine. Foarte bine, matricula numărul 5. Hai, Ghiba! Am venit aici la colegiul de elită să fac legea. De când ești în plăcea rocul și de aici vine și comportamentul meu reper. Trupele mele preferate sunt Arctic Monkeys și Slipknot. Mulțumesc! Matricula 5. Te ascult. Bună seara, domn director. Mă numesc Rebecca Varga și rock-ul nu este singura mea pasiune. Așa. Dansul și muzica sunt lucrurile care îmi plac cel mai mult. Am avut o experiență la Liceul Tehnologic Iuliu Maniu, unde am avut ocazia să fac prieteni rockeri. Și aș mai vrea să vă spun ceva. Rockerii nu sunt neapărat duri și răi pe cum par. De fapt, noi avem un stil de viață rebel. Și, a, da, îmi plac și cărțile, dar, clar, nu cele de școală, ci cele de aventură. Așa că nu contează cât de lung ai părul, ci cum și cât gândești. Mulțumesc! Articula 6. Bună seara! Mi se spune Raucios, provin din Arabul Nou și cât despre mine, am să vă spun trei lucruri care mă interesează în general. Lowriderile tunate, platurile de aur preferabil cât mai mari și laboratorii. Înainte să ajung la colegiul de elită, m-am format la Liceul Teoretic Adam Müller-Guttenbrunner. Așa că, dacă doriți, putem să vorbim în română. Oder wir können in Deutsch sprechen. Ja, ja. Or maybe we can speak English. Yes. Oh, nous parlons, nous pouvons parler en français. Oui, oui. Merci. Și ultima matricolă, matricola 6, ea. Rebelă și ea. Bun, bună seara, bun, bine v-am găsit. Bun, bun. Mă numesc Maria Mutu. Înainte să fiu transferată la acest colegiu de elită, mai vedeam din când în când pe la liceul german. Căci în rest, mă distram și dansam cu oameni de-ai mei. Știu că nu vor a fi dintre fetele bune, însă sufletul meu, în cap o întreagă lume. Totuși, nu vă lăsați păcăliți de... nu vă lăsați păcăliți de înălțimea mea, pentru că pot să fiu și ea. Mulțumim foarte mult! Cei 12 în colegiul de elită, vă rog să aplaudați, susțineți-vă, vă rog.